Proiectul a costat 102 miliarde de lei vechi. 12 miliarde sunt fonduri pentru iluminat, iar restul de 90 de miliarde sunt fonduri guvernamentale alocate drumului. Într-un interviu acordat pentru emisiunea Sud Muntenia la Raport, actualul primar susținea că nu vede rostul investiției. Pe perioada de iarnă drumul este închis. Nu este accesibil datorită panței mari. Am înțeles că nici în Transfăgărășan panta n-ar fi atât de mare cât aici. Da, e o pantă foarte mare. Dacă n-ai mașină, nu poți să urci. După aceea, mi se pare investiția nu era prioritară. Prețul foarte mare, aproximativ 1.800.000 de euro pe 950 de metri. Drumul vechi, pe unde se făcea trecerea în Dâmbovița, implicit între Provița de Sus și Vișinești, era pe în altă parte. La 6 luni de la darea în folosință, drumul a fost reparat prima oară, după aia urma și alte reparații. Drumul de lux care se oprește în pădure nu este singura minune a administrației din comuna Provița de Sus. Un alt proiect gândit de fostul primar tronează în mijlocul comunei și ar fi costat cam 90.000 de euro. Un foișor din lemn cu o formă bizară, potrivit localnicilor, avea să scoată bani din primărie, deși nu era o urgență și oamenii aveau alte necesități. Ce părea avea, doamna? 90.000 de euro pentru un foișor. N-a știut suma. Bani mi-a dat. E problema dumneavoastră. Nu ne-a întrebat pe noi. Suma. Nu v-a întrebat nimeni. Nu suntem în Consiliu, nu suntem. Și totuși, ca simplu cetățean care contribuiți aici la buget, atâția bani pentru un foișor în... Nu știu. Să sperăm că e bine acum. Un meritau investiție în pădure? Era tot ce vă trebuia. Singurul lucru, bomboana după colivă, cum se spune la noi. 90.000 de euro. Era nevoie? Nu. Nu era nevoie? Nu. Mai aveți nevoie și de alte lucruri din comună, bănuiesc? Destule. Adică, ce ați mai fi nevoie? Apă. Canalizarea de apă. Și de ce aveți trebuie de noastră nevoie? În primul rând, apă și canalizare. În primul rând, apă. Stăm foarte prost. Când e vară, secetă, cad fântânile. Am înțeles că aveți apă. Nici canalizare, nici apă. Apă chiar nu e deloc. Degeaba. Adică au băgat aia la Buștenar, la Șotili, pe toate coastele unde... Iluminatul public, care a costat o mică avere, nu și-a dovedit utilitatea nici până astăzi. Dovadă faptul că instalația nu a fost finalizată și actuala administrație s-a trezit și cu datorii. Fostul edil spune însă că toate investițiile erau necesare și nu a greșit cu nimic. Acel drum l-am făcut pentru a dezvolta acea zonă pe agroturism. Și chiar astăzi am fost, pentru că mulți privați, și știți că fondurile pe grupurile de acțiune locală vin mai mult pe privați, acești privați nu puteau să facă nimic, iar Provița nu putea să facă parte de acolo, doamne. Deci asta a fost logica, iar drumul s-a făcut pe OUG 577. Și lucrarea este plătită tot din banii pe care i-am lăsat din excedentul bugetar. Iar lucrarea nu s-a dat drumul pentru că trebuia să facă un aviz și nu l-au plătit, doamnă, că se plătesc, totul se plătește în România. A spus la dispoziție drum și lumină. Și? Da, și nu erau finalizate. Oamenii imediat, deci ei, primăria, pentru că eu am reziliat acele contracte, să dovedesc că n-am avut nicio chestie. Primăria a pierdut redevență și impozit pe acel teren și acum n-are bani nici de nimic, că nu mai are venituri la primărie de nicăieri. În ciuda acuzațiilor care îi se aduc, fostul primar susține că are documente și s-au efectuat controle care nu au scos la iveală nereguli. De cealaltă parte, actuala administrație se plânge că a rămas cu o moștenire grea.